Bună seara, dragi nemuritori și nemuritoare! O zi sărbătorească pentru mine, ca realizator TV, și am să vă spun imediat de ce. Einstein, către sfârșitul carierei lui, a făcut o mărturisire foarte sintetică. A spus, știți, pe mine, de fapt, nici nu mă interesează toate aceste aspecte particulare ale spațiului, timpului, materiei și energiei. Eu vreau să cunosc un singur gând al lui Dumnezeu. Restul sunt detalii. Am încheiat citatul. Călătoria noastră, subtitulatura Știință și spiritualitate, devine din ce în ce mai interesantă, pentru că nici noi nu vrem altceva decât să încercăm să descoperim gândurile lui Dumnezeu în diferite discipline științifice. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul Pavel Florescu. Bună seara, domnule Florescu, și mulțumim că ați acceptat invitația. Bună seara, cu drag, mi-a făcut plăcere. Da, este o persoană pe care mi-am dorit-o de un an de zile aproape aici în emisiune și iată că întâmplarea face să vină tot ca atunci când ne-am întâlnit în jurul zilei lui Brâncuș. Și acest lucru nu este întâmplător pentru că domnul Florescu este cercetător în artă, este publicist, este autor de cărți, dar am înțeles că dragostea dânsului principală în ceea ce privește cercetarea artei este Brâncuș. Este Constantin Brâncuș, da. Constantin Brâncuș. Domnule Florescu, am să vă invit, cât considerați de cuvință, să vă prezentați publicului nostru, care poate vă cunoaște, poate încă nu, și apoi aș fi recunoscătoare dacă ați reușit să trasați o linie de demarcație între maniera în care dumneavoastră, cu originalitate, v-ați apropiat și cu profunzime de opera lui Brâncuș, versus sau în comparație cu modul în care a făcut-o deja prietenul emisiunii noastre, maestrul nostru, domnul Petre Solonaru, hermeneut și poet, și văd că există o amiciție între dumneavoastră. Dacă sunteți amabili dincolo de asta, să ne arătați cum se completează sau prin ce diferă abordările dumneavoastră. Despre Brâncuș. Ok, vă mulțumesc mult pentru invitație, vă felicit pentru titulatura emisiunii în special și pentru emisiunea în general. Mulțumesc! Este foarte inspirată, să știți că există oameni de știință care, din păcate, consideră că aceste domenii nu au nimic în comun. Dar, pe de cealaltă parte, există și oameni de știință foarte, foarte apreciați care, dimpotrivă, consideră că ambele domenii se întrepătrund. Iar eu sunt de acord cu această ultimă părere. Îmi cer iertare că încep prin a vă întrerupe, dar lucrul ăsta, dacă nu-l spun acum, nu o să se mai potrivească mai târziu. Îi înțeleg și îi aprob pe cei care... Să definim termenii. De la terminologie ies multe încurcături, multe confuzări. Dacă ei se referă la un conflict, la o antiteză în care se află acea știință care nu-și merită titulatura de știință, ea este scientism, ea este o dogmă, îi mai spunem și materialism, ea este o reducere... scientologică. Nu, deci nu vorbim de scientologie. Vorbim de falsa știință, numită scientism, pseudoștiință. Adică trebuie să definim termenii. Cine spune că nu există decât materie, ăla nu merită să se autointituleze om de știință. A intrat și el cu capul într-o cutie și merge cu asta în continuare. E problema lui, e opțiunea lui dacă nu vrea să citească și să-și lărgească viziunea. Deci dacă aici am, în loc de știință autentică, care cuprinde și conștiența, am o pseudoștiință și pe talerul celălalt am religie, da, au fost secole în conflict și poate mai sunt și acum, nu știu, nu e problema mea. Pe noi ne preocupă aici știința adevărată, care, ce să vezi, include nivelul al treilea, cel mai înalt, cauza ultima a lucrurilor, conform citatului lui Planck, conștiența, gândurile lui Dumnezeu, informația. Și atunci, dacă incluzi asta, cum ai putea să fii în conflict cu spiritualitatea, care e mai presus de diversele religii? Ea este... relația noastră directă cu sacrul. Acestea două nu au cum să nu se întâlnească și să nu fie în consens. Am încheiat întreruberea, da, iertați-mă. Foarte interesant ce a spus. Pseudoștiința rămâne dincolo de noi. Nu intră în preocupările noastre. Sunt destui care se ocupă de ea. La știința autentică, eu am curajul să afirm că știința este doar drumul cel mai lung către Dumnezeu. Uneori e scurt, uneori e cel mai scurt. Cel mai scurt este cel traiectul meditativ, este cel mai scurt, cunoașterea prin meditație. Știința este drumul cel mai lung către Dumnezeu, comparativ cu acest traiect meditativ.
Referitor la mine, nu prea place să vorbesc despre mine. Nu-i este nimic. Motivul din care eu mi-am ales acest pseudonim Pavel Florescu. În România ar trebui pronunțat Pavel Florescu, mă rog, dar ca să nu fim două persoane diferite, a rămas Pavel Florescu. Eu sunt autor, am semnat 14 studii despre codul de comunicare al sculptorului Constantin Brâncuș, deci ceea ce am făcut eu nu este critică de artă. Este o descifrare a unui cod de comunicare, a unui limbaj artistic. Cod de comunicare. Cod de comunicare, da. Codul lui Brâncuș. Dar când spunem codul lui Brâncuș așa simplist, nu prea înțelegem. Codul de comunicare poate să fie un pleonasm, dar nu este. Codul de comunicare al lui Constantin Brâncuș sau limbajul său artistic. Eu, de profesie fiind filolog, nu m-am putut ocupa de opera lui Brâncuș prin instrumentele criticii de artă. Nu v-ați putut. Nu am intrat, se întrepătrund oare cumva și am considerat că opera lui Brâncuș nu poate fi abordată exclusiv prin intermediul criticii de artă. Petre Pandrea a spus la un moment dat că abordarea vieții și operei lui Constantin Brâncuș pune o serie de probleme criticului literar și plastic pe care acesta nu le poate stăpâni cu metoda estetică. Și am procedat la abordarea operei brâncușiene din cu totul alte unghiuri. Unul ar fi cel matematic. Aici se complică puțin lucrurile, că putem aborda opera lui Brâncuș prin matematică propriu-zisă, catalogată, contemporană, dar și prin matematică arhaică, străveche, dinaintea lui Pitagora, prepitagoreică, pentru că Brâncuș a spus la un moment dat, eu cu noul meu vin din ceva care este foarte vechi. Vă rog să repetați că este minunat. Eu... cu noul meu. Cu noul meu. Vin din ceva care este foarte vechi. Sper să fie reprodus cu acuratețe oricum, spusele lui Brâncuș ideea. Din lucrările Soranei Georgescu Gorjan. Da. Și Constantin Zărnescu. Ei s-au ocupat de aforismele lui Constantin Brâncuș. Sunt uneori contestate aceste aforisme, dar importante sunt ele însele, nu autorul. Atâta vreme cât ele se aplică asupra operei lui Brâncuș cu acuratețe, sunt veritabile. Contează mai puțin dacă le-ar fi spus el, cum le-a spus, în ce context, ce mărturie avem, cum ne-au parvenit, cum au ajuns la noi aceste aforisme. Iertați-mă, pot să vă rog să mai subliniați o dată, pentru că am senzația că acolo, în fraza anterioară, făceați departajarea între abordarea domnului Solonaru, hermeneutică, și abordarea dumneavoastră a acestei opere, sau mă înșel? Domnul Solonaru abordează prin calcule matematice propriu-zise, contemporane, pitagoreice, de unde și denumirea cărții sale, uneia dintre cărțile dumnei sale. Da. Pitagoreica Brâncușiană. Eu am venit cu tehnici, cu proceduri, nici nu le putem numi așa, prepitagoreice, numărare și alăturare, nu adunare matematică, joncțiune, alăturare. De exemplu, 1 și cu 1 în matematica actuală face 2. În matematica străveche poate să facă 11, că numărul 11 este scris din alăturarea acestor sau joncțiunea acestor cifre 1 și 1. E cam greu de explicat. Înainte de Pitagora a fost altceva. A fost numărare pe degete, o să vedeți, vă prezint studiile mele și vă veți lămuri. Perfect. Înainte de a vă prezenta direct aceste studii. Un pic de biografie, un pic de autobiografie. Ce vreți dumneavoastră? Da, vă pot da câteva titluri. Brâncuș, Codul lui Dumnezeu și Asta Cheia Asta este creației. Opera, nu e viața dumneavoastră. Sunteți craiovean, ca să vă iau eu așa cu duhul blândeții. Da, sunt craiovean, sunt născut în Gorj și stabilit la Craiova. Și v-ați îndrăgostit de filologie. Și am copilărit la Năsăud. Da, am absolvit litere și istorie la Craiova. Și când l-ați descoperit pe Brâncuș, cum a intrat el în viața dumneavoastră? Încă din tinerețe la noi în județul Gorj, el este o legendă vie și oamenii sunt încă fascinați și de el, îl simt, chiar dacă nu mai este, îl simt lângă ei. El, cel puțin în județul Gorj, este o legendă încă vie. Nu știu, poate mă exprim greșit. Sigur că nu vă exprimați greșit. Să sperăm că și pentru România, românii de pretutindeni este o legendă vie. Studiile mele au fost publicate în reviste de specialitate din țară și din străinătate. Nu voi da numele revistelor, dar sunt reviste apreciate, acreditate. Sunt revistele Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. Este revista Direcției Județene de Cultură a județului Dolj. Este cea mai importantă revistă de cultură de la Iași și este o foarte, foarte importantă revistă culturală de la Paris.
Această revistă pot să vă spun că este editată de către un critic și istoric italian de artă stabilit la Paris, Giovanni Lista. Cum îl cheamă? Giovanni Lista. Cu L. Da, cu L de la Laurențiu. Giovanni Lista. El este printre altele membru al Centre National de la Recherche Scientifique, Centru Național de Cercetare Științifică de la Paris. Organism printre ai cărui membri se numără și academicianul român Basaram Nicolescu. Da. Această revistă i-a dedicat lui Brâncuș cu ani în urmă un număr special și a repetat în istoria scrierilor despre Brâncuș un moment crucial când o revistă din Statele Unite i-a dedicat lui Brâncuș un număr special. Îmi pare că nu pot să amintesc numele revistelor, dar cei care cunosc își vor da foarte ușor seama. O să din America și... da, o să era sub semnătura lui Ezra Pound. Ezra Pound. Iar aici, la Paris, Giovanni Lista. În această revistă despre care vă vorbesc eu acum, au publicat Doina Lemni, cea care a fost curatoarea recente expoziții de la Timișoara, au publicat academicianul Basaram Nicolescu, Matei Stârcea Crăciun, Cristian Robert Velescu, Magda Cârneci, dar nu numai. Am reușit și eu să public un studiu aici, în această revistă, studiu care este o sinteză a celorlalte studii ale mele apărute în România încă de prin anul 2013 încoace. Simt nevoia iarăși să vă întrerup. Eu întreb, de câte ori nu știu un lucru, da, iau libertatea să întreb cu sinceritate. Să înțeleg că toată această pleiadă de nume prestigioase pe care le-ați amintit, fie pentru că au publicat articole, fie pentru că poate au scris cărți, deci toți acești oameni care gravitează cu competențele lor speciale fiecare în jurul temei uriașe numită Brâncuș. Pornesc de la o idee greșită sau am dreptate când bănuiesc că dumneavoastră aveți o abordare un pic diferită? Chiar dacă nu sunteți matematician ca profesie, vă duceți totuși în lumea cifrelor, care sunt alte entități. Nu, să nu complicăm lucrurile. Lucrurile sunt mai simple. Așa cum a zis Brâncuș, simplitatea este o complexitate rezolvată. Fiecare cercetător are un stil al lui aparte, are ceva preponderent, ceva care îl caracterizează. Nu sunt eu mai deosebit sau, cum să spun, față de alții. Eu am teoriile mele, toți ceilalți au teoriile lor. În abordarea operei brâncușene sunt, nu le-aș spune curente, orientări. Da. De exemplu, este abordarea egiptologică. O persoană controversată, dar să știți că eu apreciez foarte mult Radu Varia, este controversată din cauza poveștilor referitoare la ultimele lucrări de restaurare ale coloanei fără sfârșit de la Târgu Jiu. Însă eu vorbesc Radu Varia în calitate de cercetător al operei lui Brâncuș. El a studiat opera lui Brâncuș din perspectivă egiptologică. După care, de exemplu, Sergio Algeorge a studiat opera lui Brâncuș din perspectivă indianistă. Și nu doar el, Mircea Eliade a scris despre Brâncuș și în acele mărturii despre Brâncuș publicate la Paris împreună cu Petru Comarnescu și cu Ionel Gianu. Mai nou, în perspectivă indianistă, scrie și Sorin Lori Buliga. Domnul Petru Solănaru abordează prin calcule matematice propriu-zise, dar sunt și abordări geometrice. De exemplu, arhitectul Adrian Gheorghiu este autorul studiului proporții și trasee geometrice în sculptura lui Brâncuș. Fără pretenția de a fi scris o continuare, am scris și eu un studiu intitulat Armonii geometrice în sculptura lui Brâncuș. Am preluat o parte din acest titlu, dar am citat și în motoul studiului și la final. Nu am pretenția că este o continuare, dar poate fi considerat o continuare a acestui studiu. E uluitor ceea ce îmi spuneți, în câte diverse direcții se pot duce cercetările, de la egiptologie, da, la indianistică, la numărul seria lui Fibonacci, numărul de aur, secțiunea de aur, la hermeneutică. Pe domnul Solonaru nu prea l-am văzut integrat în această colectivitate a cercetătorilor brâncușologi, parcă e cumva așa într-o parte, dar nu e treaba mea. Nici eu, bine, am participat la simpozioanele de la Târgu Jiu, sunt cunoscut printre cercetători, dar în rândurile publicului larg sunt necunoscut. Sunt cunoscut mai mult în străinătate decât în România. Felicitări pentru că sunteți cunoscut în străinătate. Eu nu am scris doar despre Constantin Brâncuș, am scris și două volume despre identitatea Mona Lisei, publicate la Roma, cu o introducere scrisă de către criticul și istoricul italian de artă, Silvano Vincetti. Ziceți-ne amănuntul acela despre Silvano Vincetti, ca să știe lumea, că nici eu n-am știut până astăzi. Silvano Vincetti
este un critic de artă și un istoric de artă apreciat în Italia, a scris multe cărți despre Da Vinci, un fals la Louvre, mă rog, nu mai trebuie să-l prezint eu, este foarte cunoscut pe plan mondial, deoarece a descoperit acele litere și cifre din ochii Giocondei, care sunt desigur controversate, că totul este controversat în ziua de astăzi, dar unele dintre ele se văd chiar cu ochiul liber. Deci adică, în ochii acelui portret, probabil cel mai celebru portret din lume. Nu doar în ochi, sunt și pe tablou, de exemplu în arcadele, între arcadele podului de pe tablou din lateralul personajului, există cifra, numărul de fapt, că e din două cifre, 72, misterioasă, nelucidată. Acele cifre sunt... se disting cu ochiul liber. Și, nu este literele, și literele care se reflectă? Literele LV au fost monitorizate cu un atelier neintruziv, sau cum să spun, de la Paris, foarte performant. Încă sunt controverse, dar ele există. Se pare că există litera L într-un loc și litera S în alt loc. Dumnezeule, dar cu ce finețe de instrument al unui pictor poți să faci ceva care abia sub microscop se... Sau... În fine, sunt controversate aceste teorii, dar Silvano Vicetti, deci, este foarte cunoscut și mi-a scris introducerea la cartea mea, cărțile mele, de fapt. Felicitări. Și mai recent, Silvano Vicetti a identificat locația podului din lateralul Monalisei și din nou toată presa mondială a relatat. În fine. Da. Deci îmi spuneați că dumneavoastră aveți o abordare ușor diferită sau mai mult diferită și că sunteți mai recunoscut în străinătate pentru că așa ați pornit, ați publicat în afară. Iată, aveți și un pseudonim care sună mai mult a Eugen Ionesco și... Da, francezii au o problemă, Pavel Florescu, nu se pronunță bine franceză, da, Pavel Florescu, deci trebuie Pavel Florescu. Și am editurile, înțeles, ca să nu fim două persoane distincte, mi-au făcut contracte pe acesta... franțuzic, perfect, ca să zic așa. Perfect. Unde vreau să ajung? Da. Deci, Petre Pandrea a spus că abordarea vieții și operei lui Constantin Brâncuș pune o serie de probleme criticului literar și plastic pe care acesta nu le poate stăpâni cu metoda estetică. Da. În consecință, abordarea operei lui Constantin Brâncuș nu este doar domeniul criticii estetice, doar al criticilor de artă. E o abordare multidisciplinară, pluridisciplinară, geometrică, matematică, indianistă, egiptologică, în cazul meu, și teologică. Doamne Dumnezeule! Ajungeți astăzi... Deci, practic, am înțeles din discuția preliminară premergătoare a emisiunii că dumneavoastră personal ați putea să abordați, dacă timpul nostru ar fi aici nelimitat, ați putea să ne oferiți două abordări ale operei brâncușiene. Vă rog să ni le numiți și să o precizați pe aceea care va face obiectul discuției de astăzi. Exact. Eu m-am axat, pe de-o parte, pe această aritmetică arhaică, ancestrală, populară, rudimentară în opera lui Constantin Brâncuș, prin care am descoperit niște coincidențe aproape incredibile, care trimit către numărul de aur, fi 1,618, a nu se confunda cu numărul pi 3,14, care și el este tot un număr irațional. Mi s-a întâmplat de multe ori să vorbesc despre acest număr fi și să fie confundat cu pi. Fi vine de la prima parte a numelui sculptorului grec Phidias. Și în matematică este predat în manuale, dar el în artă este denumit și secțiune de aur. Este foarte cunoscut printre sculptori, artiști, pictori. În general, noi avem un public educat care, dacă nu mai ține minte ce înseamnă secțiunea de aur, poate să se ducă pe Google și să caute secțiunea de aur sau mai înainte șirul Fibonacci. Nu are rost să pierdem acum. Legătura între șirul Fibonacci și numărul de aur este, de exemplu, că anumite numere, rapulturi dintre două numere consecutive din șirul lui Fibonacci dă numărul de aur. Exact. Dacă împărțim 89 la 33, ne dă exact 1,618. Sau alte numere apropiate, dacă le împărțim, ne dă 1,617. Adică pe aproape. Numărul de aur nu este ceva bătând cu exact 1,618. Poate să fie și 1,62, cum este la Brâncuș. 1,62, adică 1,620, care este la o diferență de doar două unități, de 1,618. Foarte aproape. Nu este bătut în cuie, nu este stabilit. Numărul de aur sau secțiunea de aur în artă echivalează cu proporțiile frumosului, ca să spun așa, brutal. Da, așa este. Este echivalent cu frumosul. Vine din
Este foarte cunoscut desenul lui Leonardo da Vinci, omul vitruvian, cu proporțiile trupului uman. Ne place ceea ce este făcut tot în aceste proporții. Da, și se știe că raportul diverselor bucăți sau elemente din chipul nostru, dintre falangele, dintre toate elementele din care suntem compuși, peste tot se regăsește deci, cifra de aur. Pe de o parte, am studiat și construcțiile armonioase. Această latură a operei lui Constantin Brâncuși, cu numărul de aur, secțiunea de aur, seria Fibonacci. Pe de cealaltă parte, am abordat teologic opera lui Constantin Brâncuși și am descoperit că, de exemplu, cum sună și titlul studiului meu publicat în revistele Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși, titlul este următorul: scenariu de cod biblic, replica brâncușiană a Chivotului. Și vom face cândva, îmi promiteți deja, că vom face o a doua emisiune pe această abordare teologică. Da. Mulțumim frumos! Astăzi ne concentrăm pe prima, pe cea matematică. Pe aritmetică arhaică ancestrală. Fantastic! Abia așteptăm să vă auzim. Și cum v-ați gândit să ne prezentați cunoașterea noastră în acest domeniu în puținele minute pe care le are emisiunea? Da. Înainte de toate, vreau să vă spun că nu am făcut interpretări libere. Deci nu pur și simplu am descoperit ceva și l-am pus pe tapet, l-am publicat fără să am argumente. Argumente biografice și bibliografice, nu neapărat proprie documentare, cum să spun, înscrisuri străvechi, pergamente, nu. Probe biografice și bibliografice. Eu am venit la mine cu o întreagă bibliotecă. Am aici... Se vede. Nu este totul, este doar o parte din ce am citit. Eu am fișele de citate din... lucrările pe care le-am citit eu despre Constantin Brâncuși. Am 150-170 de lucrări. Am, de exemplu, aici cărți ale Doinei Lemni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cărți scrise de către deci Doina Lemni. Fiecare astfel de hârtie este o fișă a unei cărți sau unui articol? Da, fiecare este o fișă de citate a unei cărți scrise de către Doina Lemni, pe care o apreciez foarte mult. Sau, de exemplu, am aici de VG Paleolog, Vasile Georgescu Paleolog, prieten cu Brâncuși. Am 1, 2, 3, 4, 5 cărți scrise de Vasile Georgescu Paleolog. Și acestea sunt straturile subțiri de hârtie. Acolo văd că aveți ceva foarte mai ușor, consistent. Așa. Unii ar zice, da, de ce nu lucrează pe calculator? De ce nu lucrează direct cu cărțile? Nu, eu lucrez mai rapid așa. Vă înțeleg perfect. Aici este iarăși o vastă bibliografie despre Brâncuși. Adrian Gheorghiu, ca să răspuiesc așa, El fugitivo, Sidney Geist, Pierre Caban, Petre Gigiagorun. Deci nu am făcut discriminări, nu am mers pe ideea, nu îl dau la o parte pe Horia Muntenuș că nu e de acord cu teoriile mele. Sau îl dau la o parte pe Sorin Lori Buliga, nu știu în ce considerente. Da. Nu am făcut niciun fel de discriminare. Deci integrați cumva, nediscriminatoriu, cred că e redundant ceea ce am spun. Am încercat să iau tot ce este bun de la fiecare. Minunat. Scoți elevul la tablă ca să vezi ce știe, nu ce nu știe. Da, fantastic. Am încercat să iau. Și deci nu am făcut interpretări libere. Eu când am început să am trecut la aceste interpretări de cifră și am găsit numărul de aur, eu m-am documentat să văd, a avut Brâncuși cunoștință despre acest număr de aur? Da, a avut, că avea în biblioteca lui din atelierul din Impas Ronsen, avea cartea lui Matila Ghica, numărul de aur. Serios? Deci cartea lui Matila Ghica a fost în biblioteca lui Brâncuși? În atelierul lui Brâncuși. Și Pius Servien? Nu. Nu bag mâna în foc, s-ar putea să fost, dar nu. Pius Servien, vă referiți la matematică, lingvistică estetica. Matematică. Da, matematică, estetica nu, matematică sau nu, matematică cred estetica. Că aici am o explicație. Au avut un prieten comun, Ion Barbu și Constantin Brâncuși au avut un prieten comun în persoana Miliței Petrașcu. Da. Și este posibil de la Ion Barbu să fie ajuns prin Milița Petrașcu la Constantin Brâncuși anumite informații, noțiuni. Constantin Brâncuși îl studia de aproape pe matematicianul francez Henri Poincaré. Wow. Noi ne-am obișnuit, din păcate, să afirmăm despre Brâncuși, îmi pare rău, că Brâncuși este un țăran care a ascultat la Paris și s-a făcut cunoscut la Paris. Nu, Brâncuși a fost un savant autodidact. N-am știut nici eu, fac mea culpa, n-am știut că a profundat matematica. El acolo a studiat nu doar matematica, a avut în anturaj savanți și academicieni români la Paris. El în România a conlucrat îndeaproape cu profesorul Dimitrie Gerota. A făcut, precum Leonardo da Vinci, disecții pe trupuri umane. În străinătate a avut în anturaj pe
Petru Poni, la vremea ce erau cunoscuți, acum nu ne mai aducem aminte de ei. Ce Ionescu Mihăiești, Nicolae Vaschide, pe doctorul Solomon Marbe. Și el citea, ei împreună studiau, transmitau informații. Nu doar cu Modigliani a fost prieten Brâncuși, și nu doar a fost practician, cum zice Cristian Robert Velescu, sau ucenic la Rodin. El a fost o persoană complexă. Complexă, da, cu pregătire în foarte multe domenii. A fost un savant autodidact, doar că el nu a scos teorii publicate în reviste de specialitate, el a creat opere de artă și da. A publicat cu ghilimelele de rigoare teoriile în piatră în și aceste în metal. Opere de artă. Da. Ce frumos ați spus lucrul ăsta, m-ați emoționat. Și am trecut la studierea operei lui Brâncuși prin intermediul acestor, o să vedeți ce coincidențe incredibile sunt în studiile mele, le voi lua atât cât permite timpul, una câte una. Da, asta mă gândeam, că aveți foarte multe lucruri pe care ni le-ați putea spune. Este exclus ca în cele 25 de minute care ne mai stau la dispoziție să le parcurgeți pe toate. V-aș fi propus, dar văd că și noastră tot asta ziceți, să le luăm încet și să le aprofundăm. Și cu toată îndrăzneala sper să mai veniți. Cu coincidențele este ceva foarte periculos. Putem să cumva să considerăm că decădem în exagerare, că interpretăm greșit anumite fapte și decădem în pseudoștiință. Și că le atribuim noi forțat o semnificație pe care ele nu o au. Dar de când Jung a vorbit despre sincronicități, ne mai gândim când desconsiderăm aceste semnificații. Există un principiu latin cu ajutorul căruia putem să facem distinția dintre o coincidență și un fapt premeditat. Acest principiu latin este testis unus, testis nullus. Sau una testis, nulla testis, sunt diverse forme în limba latină, adică un martor, un singur martor este un martor nul, adică fără valoare. Sau cu o floare nu se face primăvară. Da, sau cu alte cuvinte, o singură probă nu are valoare. Altfel spus, dacă ai o singură coincidență, atunci ea clar este coincidență. Dar dacă este repetitivă, episodică, și nu doar de două ori, de 9 ori sau de 19 ori, atunci deja stai și te gândești dacă e un pattern, este o coincidență sau un fapt premeditat. Cert este că Brâncuși a lăsat să pară că toate acestea sunt coincidențe. Așa cum Albert Einstein a spus că despre coincidență că este forma lui Dumnezeu de a rămâne anonim. Da, ce frumos. Brâncuși la fel. S-a ascuns în spatele acestor coincidențe, însă a făcut din ele oglinzi ale cunoașterii. Pentru, nu neapărat pentru cei avizați, pentru cei. El a spus, priviți lucrările mele până când le vedeți. Adică s-a adresat nu doar criticilor de artă, profesorilor, intelectualilor, istoricilor de artă, s-a adresat oamenilor de rând. Priviți lucrările mele până când le vedeți. Sorana Georgescu Gorjan a spus că fiecare vede într-o operă de artă ce dorește. Acum rămâne de aflat dacă noi putem sau nu interpreta aceste coincidențe. Eu le-am descoperit, nu este sarcina mea să le interpretez mai departe. Sunt alții care le vor pune pe toate cap la cap, însă haideți să vi le expun. Uimiți-ne, domnule Florescu, uimiți-ne. Ok. Coloana fără sfârșit. Este cunoscută publicului coloana infinitului. Este o denumire atribuită fals. Mulți se întreabă de unde vine această titulatură atribuită fals. Să știți că Vasile Georgescu, paleolog, o menționează într-una dintre cărțile sale și spune că Brâncuși o folosea. Însă opinia generală printre istoricii de artă este că titulatura este falsă. Și eu sunt de această părere. Atâta vreme cât avem o singură probă, o singură mărturie la Vasile Georgescu, paleolog, în favoarea denumirii coloana infinitului, nu o putem considera credibilă. Și rămâne coloana fără sfârșit. Dar ea este cunoscută opiniei publice, coloana infinitului. Dacă vă duceți în Târgu Jiu și întrebați, vreau și eu la coloana fără sfârșit. Nu știe nimeni. Nu, dacă ziceți infinitului. A, da, da, la pasarele, la pasarele. De ce? Pentru că șoseaua spre Râmnicu Vâlcea trece peste căile ferate, peste o pasarele și acolo este parcul coloanei. Deci s-a încetățenit coloana infinitului. Coloana infinitului. Chit că e corect sau incorect, da, nu știu. Coloana fără sfârșit. Da. Știe toată lumea cum arată. Nu trebuie să mai aduc eu o planșă să o expun. Problema cercetătorilor este cum numără aceste elemente constituente ale coloanei. Și aici sunt disensiuni. Unii vor să numere, în afară de fundația din pământ invizibilă și soclul din bază,
aceste mărgele, cum le-a denumit Brâncuș, unii vor să le numere sub format clepsidră, pentru că avem scaune tip clepsidră la Masa Tăcerii și avem scaune tip clepsidră pe Alea Scaunelor, dintre masă și Poarta Sărutului. Da. Și din acest punct de vedere, abordarea aceasta estetică este credibilă, verosimilă. Da. Și sunt de acord cu ea, numai că are o anumită limită a ei. Numărăm clepsidre și avem, dacă le numărăm, da, cu grijă, sunt 16 clepsidre. Și rețineți acest număr, 16, îl puneți deoparte. Da. Acum, dacă numărăm, cum a făcut Brâncuș la Petroșani, un modul din lemn de tei, după care cei de acolo de la atelier au turnat în fontă ulterior alămită, modulele respective nu mai sunt clepsidră, sunt octaedrice, sunt romboedrice, inspirate din forma unui rond, romb, cu muchile ușor bombate. Dacă numărăm acești octaedri, avem 15 octaedri întregi, suprapuși, și mai avem unul jos, jumătate, și unul sus, tot jumătate. Dar aceste două jumătăți îl fac pe cel de-al 16-lea. Deci, oricum am numărat, ajungem la acest număr, 16, pe care v-am rugat să-l rețineți. Da. Acum, dacă luăm și măsurăm înălțimea unui element, oricum l-am luat, că e clepsidră, că e octaedru sau romboedru, de exemplu, Ion Mocioi, dacă aude de termenul romboid, se ia cu mine de păr. De ce? Nu sună bine și nici mie nu mi se pare că sună bine romboid. Sună așa, cumva, urât. Nu sună bine. Care ar fi cel mai recomandabil dintre termeni? Corectă este cea de octaedru, rom, merge și e acceptată și romboedru, sau trunchiuri de piramidă suprapuse, alipite pe baza mare și suprapuse pe baza mică. Am înțeles. Ok. Aceste elemente, fiecare dintre ele, au înălțimea de 1,8 metri. Înălțimea unui stadion. Dacă luăm aceste numere și cifre, 16 și 1,8, și ștergem virgula, avem 1,6,1. Sunt exact cifrele constituente exact, ale numărului de aur, 1,618. Da. Și putem spune, vai, ce coincidență interesantă. Ok, mai departe. Haideți, conform aritmeticii arhaice, să numărăm pe degete, pentru că în trecut oamenii numărau pe degete. Și luăm titulatura coloana fără sfârșit și numărăm literele. Și avem C, O, L, O, A și așa mai departe. 16 litere, vă rog să rețineți numărul. Luăm titulatura în limba franceză. La colon, sans fin. Și numărăm literele. Și ajungem la 18, sper să nu greșesc. Să le numărați acasă. 16 și 18, le alipim și obținem 1,618. Din nou, cifrele constituente ale numărului de aur 1,618. Mai departe. Cercetătorii au împărțit înălțimea coloanei la cea unui element, adică 29,33 metri, unii zic 29,35 metri, da, la înălțimea unui modul 1,1 metri și au obținut rezultatul 16,2. Dacă îl împărțim cu 10, ajunge la 1,62, care e de fapt 1,620, foarte apropiat de 1,618, la două unități. Da. Este tot număr de aur. Da. Eu, și nu că e meritul, am mers mai departe. Deci am împărțit și eu înălțimea coloanei la cea un element, pe de-o parte, dar am împărțit și înălțimea coloanei la numărul elementelor constituente pe de cealaltă parte, adică la 16. Și am obținut rezultatele. 16,2 pe care l-au obținut și alți cercetători înaintea mea, respectiv 1,83. Întâmplător sau poate că nu, primele două cifre din ambele rezultate, adică 16 din 16,2, respectiv 1,8 din 1,83, sunt exact primele patru cifre constituente ale numărului de aur, da, 1,618. Și iată, avem trei coincidențe la coloana fără sfârșit. Da. Nu se oprește povestea aici. Mai departe, la Poarta Sărutului. Îi spunea sculptorul și templul sărutului, numărați literele, templul sărutului, 16. Ea are pe fațetă, fațeta mare, suprapusă pe cei doi piloni, arhitrava, suprapusă pe cei doi piloni, niște frize ale sărutului, ideograme ale, sunt cupluri de îndrăgostiți îmbrățișați, doi câte doi, cu ochii alipiți. Sunt 16
cercuri barate sau semicercuri lipite. 16, nu întâmplător, același număr, 16. Dar mai sunt încă două simplificate, esențializate pe stâlpi, 18 în total. Aceste numere, 16 și 18, alipite, fac 1, 6, 1, 8, din nou, primele patru cifre constituente ale numărului de aur. Există o poză, o fotografie în atelierul lui Brâncuș, în care are spate o coloană fără sfârșit, care pare că răsare din creștetul său. Dacă numărați literele numelui Constantin Brâncuș, câte sunt? Nu știu. O, N, S, T, A, N, T, I, N, B, R, N, C, U și I. Sunt 18. Aceasta este clar o coincidență nativă pe care el a conștientizat-o și a valorificat-o ermetic. Susțin eu, probabil. Coloana la Colon Sanfea are 16. Da? Neverosimil. Da. Iarăși, numărul de aur 1,618. Haideți mai departe să numărăm literele din titulaturi. Mi-au spus toți, Pavel Florescu, tu ai văzut dincolo de forme. Păi nu a făcut critică de artă. Asta nu este critică de artă. Aceasta nu este critică de artă. Și cum ați denumit-o? Ce este? Este o investigare atentă? Nu, pur și simplu abordare a operei lui Brâncuș, dar nu numerologică, să stabilim clar. Nu este numerologie sub nicio formă. Am este înțeles. Aritmetică. Deci nu este pseudoștiințifică. Nu este știință falsă. Este o abordare prin intermediul aritmeticii populare, arhaice, prepitagoreice, dinaintea lui Pitagora, pe înțelesul omului de rând. Că Brâncuș nu a ascultat pentru critici de artă, estetici, pentru cei, a ascultat pentru toată lumea. Da. Ea spune pur și simplu o abordare pe calea aritmeticii arhaice. Atât, nu o pot denumi. Nu știu dacă se încadrează, probabil că se încadrează la acea lingvistică matematică. Se încadrează la abordare semiotică sau semiologică, probabil că da, însă eu i-am spus astfel. Haideți să numărăm literele din titulaturile Domnișoara Pogani și Mademoiselle Pogani. Operă făcută după chipul frumoasei unguroaice Margit Pogani, întâlnită de Brâncuș la Paris, ați observat că mulți decad în ultima vreme în biografism. Ce fac ei? Da, da. Apar tot felul de povești care sunt foarte frumoase și mie îmi plac, că Brâncuș a fost prietenă de aproape cu Maria Tănase, că Brâncuș a mers pe jos la Paris, unii zic că da, alții că ba, sau că nu chiar tot drumul a mers pe jos până la Paris, că Brâncuș a fost ucenic sau practician la Rodin și că a plecat și a zis nimic nu crește la umbra marilor arbori. Sunt povești da. Fabuloase, frumoase din viața lui Constantin Brâncuș, însă lucrurile se opresc din păcate aici. Trebuie să depășim această etapă și să interpretăm opera, nu să ne oprim la poveștile din viața lui Constantin Brâncuș, care sunt extraordinare, într-adevăr. Exact așa vede lucrurile și domnul Solonaru și spune, da, trebuie să trecem de biografismul ăsta și să ne uităm la operă în profunzimea ei. Și numărăm literele. D, O, M, N, I, Ș, O, A, R, A, P, O, G, A, N, Y. 16. Haideți să luăm Mademoiselle Pogani. M, A, D, E, M, O, I, S, E, L, L, E, P, O, G, A, N, Y. 18. Din nou, pentru a nu știu câta oară, coincidență, avem primele patru cifre constituente ale numărului de aur. Atâta coincidență. Și exemplele sunt multe. Îmi permit și eu că nu le știu pe din afară pe toate. Avem așa. Din 16 grafeme, ca să nu mă tot repet, 16 litere, 16 grafeme, 16 semne grafice. Tête de jeune femme, 16. Rythme à fonte, 16. L'esprit de Bouddha, 16. La table du silence, 16 litere. Le temple du baiser, 16 litere. La colonne sans fin, 16. Borne de frontière, 16 litere. La piramide fatale, 16 litere. Templul dragostei, templul sărutului, portalul monument, sunt denumiri alternative ale operei Poarta Sărutului, portal monumental, Domnișoara Pogani, 16 litere. Sau pe de cealaltă parte, La sagesse de la terre, 18 litere. La fontaine de Narcis, sau dacă vezi, fontaine de Narcis, 18 litere. L'oiseau dans l'espace, tot 18. Micuța franțuzoaică, țestoasa zburătoare, coloana fără sfârșit, Mademoiselle Pogani, 18 semne grafice. Și nu sunt toate. Nu sunt toate. Toate acestea nu adunate, deci nu prin adunare matematică propriu-zisă, ci prin juxtapunere, prin alăturare, prin juncțiune,
trimit la numărul de aur fără marcarea grafică, da. 1,618. Și acum putem să ne întrebăm dacă toate acestea sunt coincidențe sau sunt fapte premeditate. Nu putem afla răspunsul. Eu mi-am îndeplinit menirea, le-am descoperit, le-am pus pe tapet, le-am publicat. Vor veni după mine alții care, când vom avea toate datele despre... Noi nu știm deocamdată nici cu exactitate când s-a născut Constantin Brâncuș. Și aici nu vorbesc eu, a spus-o Sorana Georgescu Gorjean. A trecut în neființă recent. Ieri a murit Vlad Cioban. Oameni care au avut ceva de spus în privința lui Constantin Brâncuș. Da, Dumnezeu să iertă. Sorana Georgescu Gorjean este fiica inginerului Ștefan Georgescu Gorjean, cu autorul tehnic al coloanei fără sfârșit, proiectantul. Că Brâncuș a gândit-o estetic, Ștefan Georgescu Gorjean a proiectat-o, i-a proiectat fundația să reziste la nu știu ce forțe ale vântului și așa mai departe. Și este cu autor tehnic. Ei, Sorana Georgescu Gorjean este fiica. Eu nu am văzut în viața mea un mai documentat în materie de Constantin Brâncuș comparativ cu Sorana Georgescu Gorjean. Și nu am văzut în viața mea om mai bun cunoscător în Brâncuș precum Vlad Cioban. Vlad Ciobanu este sculptor, dar cunoștea în detaliu pe mine, dacă mă luați să mă bani mărunți, și când a făcut Brâncuș nu știu ce expoziție, nu știu unde, eu nu le știu. Pentru că nu am vrut să-mi aglomerez creierul cu atâtea informații. Sunt, există, le putem, de asta am fișe de citate, să lucrez cu ele. Deci stăm și ne întâlnim. În virtutea acestui principiu latin, testis unus, testis nullus, care zice că orice probă, una singură, este nulă. Ne trebuie două sau trei. Pe de altă parte, iertați-mă că intervin, poate că nu e adecvat domeniul, poate că îmi scapă mie o subtilitate aici, dar să ne amintim și că se spunea, Doamne, cine a spus? Carl Sagan sau cine a spus că dacă găsești o singură cioară albă, una, e suficient ca să invalidezi afirmația că toate ciorile sunt negre. Da. Adică știți cum o iei. Ok. Este același principiu în presă. De exemplu, o informație, ca să fie considerată verosimilă, trebuie verificată din cel puțin trei surse. Știu că și eu am fost jurnalist în trecutul meu. Sau la notar, când mergem să facem o succesiune. Notarul nu ia de bună mărturia succesorului, îi trebuie cel puțin încă doi martori. Și în istorie și în toate domeniile se aplică totdeauna acest principiu. Ne trebuie mai multe evidențe. Iar eu la Brâncuș nu am găsit două, nu am găsit nouă și nici 19, am găsit mai multe. Și totuși le denumesc coincidențe în continuare, pentru că sunt incredibile, sunt foarte interesante și eu cred că au ceva de spus. Dacă mă întrebați pe mine unde a vrut Brâncuș să ajungă cu această evocare episodică și repetitivă a numărului de aur, eu bănuiesc unde a vrut să ajungă, dar nu e problema mea. Dar spuneți-ne că noi ascultăm cu atenție. Este problema cercetătorilor, savanților, matematicienilor, da, academicienilor, să stabilească ei dacă în completarea formulelor actuale de calcul pot fi aduse formule străvechi de calcul pentru a face și a declanșa o nouă revoluție a cunoașterii. La ce vă referiți? Pot fi aduse formule, alte formule de calcul? Da, ajutați-ne un pic. Dacă observați, în ultima vreme au evoluat mai mult tehnologiile și mai puțin științele, adică pe baza acelora științe evoluează tehnologiile, ceea ce este foarte bine, dar științele evoluează mai lent, se fac descoperiri cu încetinitorul. Ca să procedăm la o revoluție a cunoașterii, la o revoluție științifică, trebuie reformată baza de calcul. Trebuie reformate bazele de calcul. Așa, credeți că bazele de calcul sunt decisive? Bazele de calcul pot conduce prin reformare la rezultate surprinzătoare. Cu siguranță aveți dreptate și voi încerca să fiu foarte concisă, dar nu mă pot abține să nu adaug asta. Mai trebuie făcut ceva. Trebuie adusă din nou cunoașterea sau viziunea noastră despre lume cu picioarele pe pământ și nu cu capul în jos. Trebuie să punem la bază tot ce există informația, gândul lui Dumnezeu din care decurg energia și materia, orice altceva făcut perifer și lăsând însă această viziune contorsionată, întoarsă pe dos cum e ea acum de 4 secole, nu ne va ajuta să ieșim din confuzie. Iertați-mă că mi-am permis să adaug asta. Foarte bine, îmi place când vorbiți pentru că puneți suflet. Știți, e atât de mult, e o cantitate atât de zdrobitoare de dovezi din toate științele încât
E foarte ciudat felul în care ne îndărătnicim, cum zic eu, să nu vedem aceste dovezi. Eu cred că, pe scurt, Brâncuș ne-a transmis prin operele sale înțelepciunea pierdută a umanității. El cumva a recuperat-o și a știut că printre contemporanii săi nu va fi teoria credibilă și a transmis-o urmașilor prin intermediul acestor opere de artă. A recuperat, cumva a ajuns, a avut putere sacramentală și talent, a ajuns cumva la niște rezultate pe care el le-a transpus în aceste opere de artă și a recuperat această înțelepciune pierdută a umanității din trecutul foarte îndepărtat pe care nouă ne-a transmis-o prin intermediul acestor opere de artă. Așa credeți că el a avut acces cumva supra-uman? A avut clar în anturaj la Paris savanți, cercetători, medici, microbiologi de cel mai înalt calibru, academicieni. Nu erau din cercul de români de la Paris, ci erau diversi. Și români, și străini, și nu am cuvinte, și făceau schimb de informații între ei și purtau polemici și așa mai departe, la Ruton, la cafenea respectivă și așa mai departe. Și a ajuns la niște rezultate. Au căutat și nemurirea. De exemplu, doctorul Solomon Marbe, eu v-am spus totdeauna, vorbesc argumentat biografic și bibliografic. Doctorul Solomon Marbe, care a fost iubitul Tatianei Rașevska, aceea în memoria căruia a fost ridicat monumentul funerar Sărutul din cimitirul Montparnasse. Acest doctor Solomon Marbe a murit din aceste experimente. Brâncuș, de exemplu, în atelierul său avea un butuc de lemn uscat din care creșteau mlădițe verzi. E pleonasm. Mlădițe verzi, dar pleonasmul are acest farmec de a consolida adevărul. Da. Mlădițe verzi sună chiar foarte bine. Îmi cer scuze pentru pleonasm. Lăsați. Și erau toți fascinați. Vai, dar cum este posibil să faci la vremea aceea? Poate că astăzi reușim și noi. Dar el la vremea aceea putea să readucă la viață florile ofilite care erau trimise în scrisori. Ei. Primea scrisori cu flori ofilite și le readucea la viață. Cu ce? Cu mâna lui? Cu suflarea lui? Prin tehnicile lui populare, arhaice, străvechi, ancestrale. Avea acolo plante, rodul pământului, oman și așa mai departe. El nu s-a înstrăinat niciodată de zona sa natală. Extraordinar ce ne spuneți. Ce mai făcea Brâncuș acolo? Da. Vindeca animale rănite mortal. Vindeca animale rănite mortale. Asta o spun din bibliografie, nu o spun eu că fabulez. El cu puterile lui, fără un instrumentariu, știu și eu, ba, poate că chimic. Ba da, instrumentar, leacuri străvechi ancestrale. Să știți că Vasile Georgescu, paleolog, a spus că toate denumirile din limba latină sunt de fapt ale leacurilor străvechi de pe teritoriile carpatine, deci ar fi ale noastre. Da. Pentru că tocmai vorbeați despre această recuperare pe căi miraculoase, mă rog. Nu sunt miraculoase, pe căi științifice trebuie să o recuperăm. Nu, vreau să spun, aceea pe care a făcut-o Brâncuș, nu știm pe ce căi, eu cel puțin nu pe știu. Pe cale științifică a făcut-o, clar, pe cale științifică okay. A cercetat, a studiat matematică, microbiologie. Okay. Mai având doar 2 minute, aș fi foarte fericită dacă ne-ați răda și aici în emisiune ce mi-ați spus înainte și m-ați lăsat uluită cu trimiterea, întoarcerea la Tesla, care ne-a dat un anumit sfat legat de, știm toți citatul acela, dacă ne-am lămurit în privința numerelor 3, 6 și 9, cifrelor, da. Am înțelege foarte multe. Cum considerați că ar trebui să facem asta? Sau ați spus ceva despre o schimbare de paradigmă? Da, schimbarea bazelor de numerație în matematică. Este ceva, unii spun că este o utopie, că este ceva imposibil. Schimbarea bazelor de numerație în matematică. Însemnând concret? Înlocuirea cifrelor. Cifra 0 să fie înlocuită cu cifra 3. Și de aici mergem mai departe. Da, și refacem toate ecuațiile în algebră și wow. În geometrie. Și cifra 6 la fel, o așezăm în locul cifrei. Asta poate fi, cum să spun, o utopie considerată la ora actuală. Dar la ce ne-ar ajuta mai ales? Să facem o revoluție a științei, să redobândim pe cale științifică înțelepciunea pierdută a străbunilor pentru a ne ajuta pe noi să societatea să fie așa cum ar trebui să fie, fără boli, fără maladii, fără problemele actuale. Deci doar din această corectură din Condei, dacă îmi permiteți această expresie, poate prea puțin reverențioasă. Nu, pot părea fabulați. În cartea lui Dumitru Dabas,
este o mărturie a lui Brâncuș, care a zis așa: trebuie să fim un strat de cultură la gurile Dunării. Aceasta este singura misiune a poporului român și cine o ignoră, joacă în picioare munca străbunilor noștri. Nu trebuie să fim noi centrul lumii, buricul pământului, constelația dragonului, că se învârte nu știu cum, nu. Să fim un leagăn de cultură, așa cum au fost și alte leagăne de cultură, indiană, egipteană și așa mai departe, pentru că Brâncuș, când s-a dus în India, când s-a dus în Egipt și a luat de acolo ce a luat de la călugărul tibetan Milarepa, el nu a luat de dragul budismului sau de dragul civilizației Egiptului antic, ci pentru a reliefa raporturile comune dintre civilizația lui ancestrală, Oboga, Horezu, Cucuten și așa mai departe, cu aceste culturi. De exemplu, tehnicile de meditație isihaste de la Tismana sunt aproape identice cu tehnicile tibetane. Am pierdut și ultima secundă. Trebuie să vă mulțumesc. Mai veniți, da? A fost extraordinară emisiunea. Doamne ajută! A fost extraordinar. Nici n-am văzut timpul. Dragi nemuritori și nemuritoare, trebuie să închei aici brusc. Vă iubim. Sperăm că v-a plăcut emisiunea. O seară minunată. Vai, cum a fugit!